Posturi vacante pentru anul 2014 la Primăria Petroșani. Consilierii locali de la Petroșani au aprobat în cadrul ședinței lunare planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2014. Astfel, pentru anul viitor, 27 de posturi sunt vacante în cadrul Primăriei Petroșani. Așa cum prevede legislația în vigoare, până în data de 15 octombrie, administrațiile publice locale trebuie să transmită Agenției Naționale a Funcționarilor Publici hotărârile de Consiliu prin care se aprobă planul de ocupare a funcțiilor publice pentru 2014. Hotărârea a fost adoptată în unanimitate de voturi. Trebuie să spun că în luna august proiectul de hotărâre a fost transmis Agenției Naționale a Funcționarilor Publici la București, care l-a avizat în principiu, astfel încât nu avem nicio emoție în a-l transmite acum la București. Actualmente, în organigrama primăriei, atât în aparatul de specialitate al domnului primar, cât și în cel al serviciilor publice cu personalitate juridice subordonate, sunt 27 de posturi vacante. Planul de ocupare le prevede ocuparea tuturor posturilor în sensul că dacă nu le-am fi prins pe toate la anul, nu am putea ocupa niciunul din ele. Noi nu știm care post se va vacanta. După cum știți, acum este regula 1-1. Deocamdată nu a plecat nimeni, așa că e puțin probabil ca la anul să ocupăm vreun post. Dar e posibil. Există însă posibilitatea înființării și a altor posturi în administrația publică. Am mai putea înființa, pentru că suntem sub numărul maxim de 320 stabilit prin ordin al prefectului, dar e puțin probabil, nu cred că este necesar să înființăm noi posturi, având în vedere că avem aceste 27 de posturi pe care le putem transforma în orice alt fel de post, mai puțin post de conducere, dar mai în cap și postul de conducere, însă aici suntem limitați la un procent de 12% prin lege. Și anul ăsta, dar având în vedere demersurile care trebuie făcute, nu cred că mai e posibil anul ăsta să ocupăm vreun post, cu siguranță la anul, dacă va fi cazul. Sunt funcții de la, eu știu, de la debutant până la superior maxim, în post de director, post de șef birou, post de șef serviciu. Conform noii legi de angajare în sistemul public de 1-1, 24 de posturi din administrația locală au fost desființate anul acesta. Ordonanța de urgență care prevede reorganizarea sistemului de stat nu aduce lucruri bune. Angajările depind în mod direct de guvern, care prin organismele specializate va aproba sau nu o posibilă angajare în sistemul public. În urma bursei locurilor de muncă pentru absolvenți derulată în Petroșani, doar doi tineri au fost angajați. Meseria în care vor lucra aceștia este cea de muncitor necalificat. Vineri, în Valea Jiului, s-a derulat o nouă bursă a locurilor de muncă destinată de această dată absolvenților. La acțiune au fost prezenți 8 angajatori care au scos la concurs 65 de locuri de muncă în meseriile: contabil, barman, lucrător comerț, cusător, electromecanic și muncitor necalificat. Ați mai participat până în prezent la burse în Valea Jiului? N-a fost necesar. Chiar n-a fost. Locurile se ocupau instantaneu, ca să spun. Acum se pare că nu. Și pe cei care ați angajat până acum, cum se descurcă? Au calificările solicitate de firma dumneavoastră? Da, marea majoritate da. S-au descurcat și da, au plecat din diferite motive. Au rămas posturile vacante, cam asta e. Și cred că peste tot e la fel. Fiecare caută un loc de muncă mai bun. Ne cam surprinde acest lucru, deoarece noi căutăm absolvenți acum de facultate, de liceu economic și ne așteptam să fie mult mai multă lume. Ce le oferiți absolvenților în cazul în care veți și găsi pe cineva ca să angajați? Noi considerăm că este foarte important faptul că suntem de acord să luăm absolvenți, adică să-i formăm, să-i ajutăm să facă experiență și avem și un salar motivant. În timp ce numărul absolvenților participanți la bursă a fost unul redus, la acțiune au fost prezenți și câteva zeci de alți șomeri. Avem 8 angajatori prezenți,
Avem 65 de locuri de muncă, din care 23 pentru absolvenți. Ca și, desigur, suntem nemulțumiți în legătură cu meserile pe care am reușit noi să le depistăm ca locuri vacante, având în vedere că foarte puțin din absolvenți au aceste calificări și experiență cât de cât ca să poată să ocupe aceste locuri. La final, 5 persoane și-au găsit un loc de muncă fiind angajate pe loc. Alți câțiva șomeri au fost selectați pentru a susține probe de lucru. Ministerul Dezvoltării Regionale, Ministerul Mediului și Global Environmental Facility prin Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare implementează proiectul Îmbunătățirea Eficienței Energetice. Părțile implicate în proiect caută 50 de blocuri tip în cele 6 localități din țară, dintre care 3 sunt din Valea Jiului. Proiectul are în vedere realizarea documentației pentru anveloparea termică a imobilelor. Primăria din Petroșani a realizat un parteneriat împreună cu administrațiile publice de la Craiova, Calafat, Vulcan, Petrila și Călan, suntem 6 administrații publice locale care am intrat pe un astfel de proiect intitulat Îmbunătățirea Eficienței Energetice în comunitățile cu venituri scăzute din România, un proiect făcut de către UNDP și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. La momentul la care vorbim, s-a făcut licitația pentru proiectare, astfel că în această perioadă, cel care a câștigat va face o inventariere a tuturor imobilelor aflate în cele 6 locuitori, în cele 6 localități care le-am amintit anterior, după care se vor alege 50 de blocuri tip la care se va efectua proiectarea, expertiza tehnică, auditul energetic, tot ce presupune această sesiune pregătitoare pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuință. Perioada care se estimează că va dura cam 3 luni. După cele 3 luni vom putea afla din cele 50 de blocuri care urmează să beneficieze integral de această documentație câte sunt din Petroșani. Sumele aferente realizării documentațiilor sunt alocați de Organizația Națiunilor Unite. Ei vin de la UNDP, iar pentru noi administrația locală constituie un ajutor pentru că atunci când doresc să reabilitez termic un imobil, bineînțeles că înainte de a face efectiv reabilitarea trebuie realizată o documentație. Documentație pe care o făceam înainte noi primăria. Astfel că dacă vom avea noroc, vom avea documentația realizată pe banii altora și ceea ce bineînțeles reprezintă un efort financiar mai scăzut pentru noi. Ei ne suportă doar documentația, ce presupune etapa premergătoare efectiv reabilitării termice a locuințelor. În cadrul proiectului se vor realiza identificarea și inventarierea blocurilor de locuințe nereabilitate termic pe tipuri de blocuri de locuințe și elaborarea documentației de avizare pentru primele 50 de tipuri de blocuri de locuințe considerate reprezentative. După aceste etape, asociațiile de proprietari care vor să reabiliteze imobilele și care beneficiază de aceste documentații pot trece la următorii pași concreți, și anume de reabilitare termică. Studenții și-au preluat camerele de cămin. Vineri a fost prima zi de repartizare a studenților care au optat să își petreacă următorul an în cămine. Tineri din toate colțurile țării au ales să urmeze cursurile universitare la Petroșani, iar pentru asta ei au optat pentru un loc în campusul universitar. Toți au fost impresionați de condițiile de cazare, dar și de prețuri. Condițiile sunt bune dacă stai pe foarte aici. Bune, da. Mulțumită de tot? Foarte mulțumită. De unde provii? De unde vii? Sunt din Craiova. De ce la Petroșani? Pentru că îmi place foarte mult orașul ăsta. Mi s-a părut foarte ok, sper să am și un coleg foarte ok, sper să fie totul bine. De unde vii? De la Baia de Aramă, Medinți. De ce la Petroșani? Pentru că am auzit că e o facultate foarte bună și pe profilul care îl caut eu. Ce profil urmezi? Mine, gaze și petrol. Cum? Și aș vrea să numesc meserie cadastru și topograf. Mi se par foarte ok, îmi place aici. Deci, e foarte bine. De unde vii? Din Târgu Jiu. Cum ți se pare prețul chiriei la... Accesibil. Deci, ok. De ce tocmai la Petroșani? Pentru că aici am vrut. Cu ce gânduri începe acest an universitar? Gânduri foarte bune.
Bobocii spun că nu și-au făcut planuri în ceea ce privește anul universitar. Sunt spontani și așteaptă ca lucrurile să decurgă de la sine. Eu cel puțin am un principiu, merg la totul la întâmplare, așa, las totul să meargă pe parcurs, nu îmi fac planul la început. Au fost și tineri care au venit la Petroșani tocmai din Republica Moldova. Au ales capitala Văi-Jiului pentru că au aflat că aici se face carte, dar și pentru a fi independenți. Din Republica Moldova, tocmai la Petroșani. Spune-mi de ce? Pentru că a fost una din opțiuni și mi-a plăcut ce am ales aici. Am optat pentru asistență socială și, mă rog, e mai departe, e mai liniștit, mai... Cum ți se pare zona, universitatea? E foarte frumoasă, îmi place că e situată sus universitatea. Sunt cam multe scări de urcat, dar e ok, facem și sport. Mai aproape de casă n-ai vrut sau n-ai găsit? Nu, am găsit, dar n-am vrut, pentru că am venit aici să învăț, nu vreau să merg în fiecare săptămână acasă și vreau să învăț, să fiu independentă de părinți, să... Mă rog. Ai văzut și camerele de cămin. Cum ți se par? Mi se par condițiile bune. Adică, sunt de toate, nu sunt dărâmate, nu sunt bune. Vrei să rămâi aici pe viitor? Nu știu, vedem cum o să fie. Să sperăm că o să fie bine și cred că da. Deși s-a terminat perioada de depunere a cererilor pentru ocuparea unui loc în cămin, au fost și studenți care au depus vineri aceste cereri. Potrivit reprezentanților Serviciului Social din cadrul Universității Petroșani, nu mai sunt locuri disponibile în cămine. Taxele de cazare în căminele studențești au fost majorate. Astfel, prețurile încep de la 150 de lei și pot ajunge și la peste 200 de lei. Eventuala migrare din PSD în PNL a lui Costel Postolache, aflată deocamdată doar la stadiul de zvon, a născut deja disensiuni între reprezentanții celor două formațiuni politice din Valea Jiului. Deocamdată, conflictul doar mocnește, asta în condițiile în care între cele două partide componente ale USL există un protocol potrivit căruia este interzisă racolarea de membri din formațiunea colegă și prietenă. Cel care pleacă din PSD nu rămâne în USL. Deci este un protocol pe care l-am încheiat în ambele părți, pe care l-am acceptat. Avem niște relații între cele două partide, avem niște oameni care sunt promovați pe un numitor comun în cele două partide. Sigur, lucrul acesta comportă mult, mult mai multe probleme. Avem un statut în care sunt reguli de disciplină și nu mi se pare normal și moral. Asta, ai pretenția să fii membru al unui partid și să arunci cu noroi în partid, în colegii tăi sau, mă rog, în munca acestui partid. Domnul Postolache este consilier, îmi spune că nu știu cine ce a făcut, dar întreb domnia lui ce a făcut în aici. Asta mă gândesc, consilier, de 2 ani de zile, n-am văzut nici proiectele, nici intervențiile importante pe care le-a avut în Consiliu, nici opiniile domniei sale, n-a fost obstrucționat cu nimic, dimpotrivă este membru al Comitetului Executiv al Partidului la care participă, la care i s-au cerut dacă are puncte de vedere, dacă are probleme de ridicat și așa mai departe, ori în rândul colegilor nu apar astfel de... A te folosi de un grup, a încercat să-ți aduci un grup, a vorbi în numele lui, e bine întâi să te consulți cu oamenii pe care în jurul tău și după aceea să faci fel de fel de declarații și fel de fel de, să induci fel de fel de opinii. Deci astăzi m-am întâlnit cu opinia foarte vehementă a domnului comisar Nicolae Florin, care a spus că va deschide chiar un proces în condiția în care niște oameni neautorizați se folosesc de numele lui și de o poziție pe care nu și-a exprimat-o niciodată. Eu cred că se fac mari greșeli, mari jocuri de culise, așa cum vedeți, și se bagă unii forțează nota mai mult decât trebuie. Să nu aibă surprize, cumva, în perioada următoare. Pe de altă parte, Ioan Rus îl acuză pe Costel Avram, coordonatorul filialelor PNL din Valea Jiului, că s-ar afla la baza nașterii acestui conflict. Nu știu ce înțelegeți dumneavoastră prin clătinarea USL-ului. Am înțeles că în PSD există unele probleme. Este și firesc până la urmă toată, că în toate partidele există unele frământări interne. Este problema PSD-ului. Iar noi, în ce ne privește PNL-ul, ne vedem mai departe de treabă. Ușile partidului sunt deschise și nu vă ascundem faptul că ne dorim să avem oameni cât mai buni. Până una alta, însă Costel Postolache, membru în Comitetul Executiv al PSD Petroșani și în Consiliul Local Petroșani, nu și-a depus cererea de demisie din PSD și nici pe cea de înscriere în PNL. Chiar și în aceste condiții, Ioan Rus a precizat că luni îi va semna decizia de excludere din PSD.
În acest an, în Petroșani, în perioada 4-6 octombrie, se va derula o nouă ediție a Zilelor Recoltei. La manifestarea care se va desfășura în centrul localității, în zona primăriei, vor fi prezenți mai mulți comercianți de produse tradiționale. Printre acestea se vor afla brânzeturile, pastrama, cârnații, mierea, fructele și, bineînțeles, mustul și vinul. Vom aduce, ca de obicei, tradiționalele afumături românești, atât din Malamureș, cât și din zona noastră. Vor veni comercianți cu brânză din zona Sibiului, din zona Hațegului, din zona Gorjului și, bineînțeles, momodlanii noștri, și vor fi multe activități surpriză pe care le veți vedea dacă veți avea bunăvoința să participați. Manifestarea se va desfășura în organizarea Primăriei Municipiului Petroșani.